În luna a șaptea, în data de 30, aș fi vrut să fie 29, poate și voi, da? E bine că e 30. Am ales să spun câteva lucruri din cartea a șaptea din Biblie. Nu te trebuie, mă, care e cartea a șaptea, că e greu și pentru predicatori așa să pui astfel de întrebări. Este cartea judecătorilor. Am ales capitolul 3, că voi porniți pe drum, nu 2, 3. Pentru că împreună cu ei este și va fi Domnul Iisus. Eclesiastul 4:12, a doua parte a versetului, spune: și funea împletită în 3. Deci am ales din cartea 7-a din Biblie, capitolul 3 și versetul 30. Că suntem în data de 3. Mi-ar fi plăcut să fie 29. Nu mai insist. Și a doua parte a versetului spune: și țara a avut odihnă 80 de ani. Am văzut multe certificate de deces și am citit multe, așa zis, numit necrolog. N-am văzut nicio familie care să fi fost împreună 80 de ani. Noi vă dorim și 80 de ani. Am văzut 67 de ani, dacă bine mi-amintesc, la familia Schumandea, poate au mai fost și alții, sau 68. Și de aceea, gândul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, vreau să fie acesta. Odihnă pentru familia voastră, pentru următorii 80 de ani. Sau pentru toată perioada căsătoriei. Odihnă nu înseamnă să dormiți. Nu asta. Frate Bujor, ai predicat la ginerii noștri sau la nora noastră de odihnă și ăștia nu mă dorm. Nu, nu. Nici nu e problemă. Odihnă are de-a face cu liniște, cu împlinire. Mai ales că niciodată n-am trăit dramele care le trăim astăzi în familii, numărul de depresii, de derapaje din punct de vedere psihic, chiar și în rândul membrilor bisericilor noastre. Regret. Și dacă este nevoie de ceva și vrea Dumnezeu să dea ceva, vrea să vă dea odihnă. Să aveți acea împlinire interioară, să aveți acea liniște interioară, să aveți acea pace interioară. Dacă este aici o familie care nu are odihnă interioară, Domnul să-i cerceteze și Duhul Sfânt să le dea această odihnă. Lăudați să fie Domnul! În primul rând, odihna aceasta o primești în urma acceptării și a dezvoltării unui echilibru spiritual. Da. Lipsa de odihnă înseamnă dezechilibru. Lipsa de odihnă înseamnă derapaj interior. Lipsa de odihnă înseamnă o frământare și o tensiune și o presiune necontrolată. Și de aceea îmi doresc pentru Emma și îmi doresc pentru Ligia și pentru casa lor, pe toată perioada vieții lor cât vor fi împreună, Domnul să le dea odihnă. Dar mai întâi, unu, să aibă un echilibru spiritual. Și Domnul trăgea un semnal de alarmă și făcea și o invitație în Ieremia, capitolul 6, versetul 16. Și transmitea Dumnezeu cuvântul acesta și spunea: așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările vechi, care este calea cea bună.
Pentru că vor fi multe provocări în fața voastră, vor fi multe căi, vor fi multe variante pe care oamenii vor dori ca să vi le pună la dispoziție, pe care veți dori voi să apucați. Și vor spune, dacă citiți cartea cu tare, veți avea liniște. Dacă mergeți la specialistul cu tare, aveți liniște. Dacă mergeți la psihologul cu tare, aveți liniște. Și toate acestea pălesc și n-au nicio valoare, oameni buni. Pentru că pentru odihnă și pentru liniște este o singură direcție, un singur echilibru, o singură cale. Și aia este nu Biserica Pentecostală, nu Biserica Ortodoxă, nu un sistem religios, este Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Aveți nevoie de odihnă. Aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de pace. Aveți nevoie de o stabilitate spirituală și ca să aveți aceasta, trebuie să fie Domnul Iisus Hristos în viața voastră. Și Matei 11, versetul 28, spune Domnul Iisus, și noi spunem, asta e numai pentru nepocăiți, nu e adevărat, e și pentru noi și pentru fiecare dintre noi. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu voi da odihnă. Nu știu câte realizări veți avea în viață, nici nu mă interesează să aveți cât de multe pe toate planurile, dar aș vrea să vorbească despre voi, că sunteți oameni care aveți un echilibru spiritual. Doamne ajută-i! Odihnă pe termen lung, pe toată durata familiei voastre. În al doilea rând, veți avea, dacă în casa voastră va fi chivotul lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 6, versetul 41, transmite cuvântul lui Dumnezeu și era, dacă vreți, o chemare, era așa un fel de exclamare și spune: acum, Doamne, scoală-te, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Locul de odihnă este locul unde este chivotul lui Dumnezeu. Unde chivotul lui Dumnezeu își are locul lui. Unde chivotul lui Dumnezeu este în centrul atenției. Unde chivotul lui Dumnezeu are valoare. Și chivotul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Mă rog pentru Emma, mă rog pentru Ligia, mă rog pentru toate familiile noastre să recerceteze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și oameni buni, la noi, în casele noastre, să aibă loc, primul loc, chivotul lui Dumnezeu. Viața noastră ne-o dirijăm după cuvântul lui Dumnezeu. Traiectoria vieții noastre ne-o dirijăm după cuvântul lui Dumnezeu. Viitorul nostru și al copiilor noștri ne-l dirijăm după cuvântul lui Dumnezeu. Dar recunosc că suntem polegriți pentru aceasta. Spunea și Iță de dimineață, suntem marginalizați, nu suntem înțeleși, nu suntem acceptați, dar asta nu are nicio valoare. Noi rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu înseamnă valoare, înseamnă biruință, înseamnă binecuvântare și spunem slăvit să fie Domnul, să iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Da. Coloseni, capitolul 3, versetul 16, spune omul lui Dumnezeu Pavel: cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în casa voastră. Ha? Să aveți Biblii și când intrați pe hol, să aveți Biblii și în dormitor, să aveți Biblii peste tot și în mașină, dar să nu le citiți niciodată, dar să aveți Biblii. Și să aveți cele mai aurite Biblii, cele mai frumoase Biblii, nu? Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în... unde? În voi. Să vă îndelnicesc cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ca să aveți odihnă, ca să aveți liniște, ca să aveți pace. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care îți dă pace, cel care îți dă liniște. Când ești frământat, când ești neîmplinit, când nu ai direcție, când probabil stai la răscruce de drumuri, nu știi ce să faci, nu știi ce să decizi, ești neliniștit. Nu este nevoie, spuneam, să fugi la psihologi. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Așează-te în fața cuvântului Dumnezeu, pentru că aici este putere a lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și ne rugăm cuvântul lui Dumnezeu să aducă vindecare. El a dat cuvântul său și a vindecat. E nevoie biserica să fie vindecată. E nevoie tinerii să fie vindecați. E nevoie familiile să fie vindecate. Și aceasta o face cuvântul lui Dumnezeu. Odihnă pentru termen lung. Pentru toată viața voastră, de fapt. Pentru 80 de ani. De acum înainte. Să aveți echilibru spiritual. Să stați pe calea
care este una singură, Iisus Hristos. Să fie în casa voastră cuvântul lui Dumnezeu, să vă dirijați viața, trăirea după cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-i! 3. Să fie în casa voastră prezența Duhului Sfânt întotdeauna. Prezența Duhului Sfânt. Psalmul 23, versetul 2. El mă duce, El mă paște în pășun verzi și mă duce. Și la ce vă gândiți? Oh, la serile aia de rugăciune, la serile aia de întâlniri, când vin frații, când îți prorocii. Nu! Nu la serile de rugăciune, să apele de odină și acolo pot fi. Nu acolo se adună oamenii, în casa mea, în casa voastră, în locul în care Dumnezeu te-a așezat, să te pui cu soția ta, cu copiii tăi, cu familia ta și să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apa de odihnă, nu deplasare, se spunea. Apa de odihnă să fie în casa ta. Acolo să fie izvorul sfânt, acolo să te cerceteze Dumnezeu. Se citea din Psalmul 1 la această dimineață și la versetul 3 spune: El este ca un pom sădit lângă un izvor de... Și unde e izvorul de apă? La biserica penticostală, la cultul penticostală. Nu, nu, nu. Izvorul de apă să fie în casa ta. Izvorul de apă să fie în familia ta. Dacă vrei să ai odihnă, dacă vrei să ai pace în suflet, dacă vrei să fie prezența lui Dumnezeu și să poți să fii liniștit, îți aduce Duhul Sfânt liniștea. Îți aduce Duhul Sfânt prezența Lui. Îți aduce Duhul Sfânt cercetarea Lui. Îți face Dumnezeu descoperiri în casa ta. Și ne rugăm pentru familia aceasta care se întemeiază astăzi, Emma și Ligia, să fie călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să-i folosească Duhul lui Dumnezeu, să-i miște Duhul lui Dumnezeu. Cât de important este asta. Efeseni, capitolul 5, transmitea omul lui Dumnezeu Pavel, versetul 19, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. În câte familii se mai aud cântări duhovnicești? În câte familii mai este o astfel de prezență a Duhului Sfânt? Păi n-avem liniște, păi n-avem pace, că tot stăm pe internet, tot citim mesaje, tot citim informații, vrem să le știm pe toate și ăștia aruncă doar gunoaie pe toate canalele ca să-i aducă pe oameni în stare de depresie și de panică și de neliniște. Pacea și liniștea și odihnă există doar lângă Dumnezeu. Pacea și liniștea și odihnă există doar când vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în familiile noastre. Fă ca cercetarea prezenței Tale să fie în familiile noastre. Fă ca apa aceea care vindecă să fie în casele noastre. Fă ca apa aceea care ne aduce sevă ca să fim vii, să fim verzi, să fie în familiile noastre. În casa Ta să fie lucrul acesta. El mă duce la ape de odihnă. Unde? În casa mea. În casa mea am apă de odihnă. În casa mea am împlinire, împreună cu familia, cu soția, cu copiii mei. Acolo mă împlinesc. Nu mă împlinesc mergând în stânga și în dreapta. Da, trebuie să o fac, pentru că slujesc, mă bucur și cu frații. Dar cea mai mare bucurie o am în casă, dar cea mai mare prezență și cercetarea Domnului o am în casă, dar cea mai mare împlinire spirituală și nu numai o am în casă. Și mă rog, Doamne, dă-ne biruință. Slăviți să fie Domnul! Odihnă. Odihnă pe termen lung. Și insist că există atât de multă frământare. Există atât de multă depresie. Deja ni se propune, la nivel de comunitate, cum este Clujul, să angajăm psihologi creștini ca să vină slujitorii să-i consiliem. Și parcă este o presiune pe... Da, frate, avem nevoie de psihologi creștini. De ce? Că avem slujitori care intră în depresie. Că avem oameni care învață pe alții, care derapează. Ce să mai vorbim de membri? Odihnă, Ligia și Emanuel. Să vă dea Dumnezeu odihnă. Să vă dea Dumnezeu odihnă pentru toată viața voastră de familie.
N-ai odihnă în casa ta? N-ai liniște în casa ta? N-ai pace? Într-o lume atât de tulburată? Aici este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici este cuvântul lui Dumnezeu care aduce vindecarea. Aici este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și ne rugăm din toată inima, Doamne, lucrează. Ne vom ruga când se vor ruga frații și pentru familii care sunt în stare de neliniște și de frământare și de lipsă de odihnă, să vină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să dea Dumnezeu putere, să dea Dumnezeu biruință, să dea Domnul har. Și să vină pacea aceea, liniștea aceea, care să adună odihnă. Cât de greu este să nu dormi trei nopți. Vi s-a întâmplat? Și mie mi s-a întâmplat. Cât de greu este să nu dormi o perioadă mai lungă și să fii așa turmentat, neliniștit. Și cât de bine când o noapte te-ai pus seara și ai dormit 7-8 ore, te trezești și sunt așa de odihnit. De ce? Pentru că am avut liniște, pentru că am avut pace. Da, în casa voastră să se împlinească întotdeauna cuvântul acela. Eu mă culc și adorm în pace, da, din punct de vedere fizic și nu numai, să aveți pace, să aveți liniște și să vă dea Dumnezeu harul acesta, să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu. Și nu începeți de mâine. Începeți de asta. Amu, vedem cum va fi, că la început. Evrei, capitolul 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama. Și voi. Nu ignorați. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească că atunci când auzim noi că e lipsă de pace și de liniște, e prea târziu. Atunci când aud părinții, uneori e prea târziu. Atunci când aud cei din jur, uneori e prea târziu. Și ce regret! Și ce regret! Consiliam ieri la o întâlnire un bărbat. Vreau 8 copii. Și am zis, ce faci? Membru într-o biserică. Nu de-a voastră. De-a noastră. Ziceți, bucuros că a decis judecătoria 2 săptămâni să fie la ei, la ea, și 2 săptămâni să fie la mine. Sunt bucuros că am copiii de acum înainte 2 săptămâni. 8 copii. Să-ți dea judecătoria 2 săptămâni. De ce? Pentru că nu e odihnă. Pentru că odihna după ce ne construim casa, odihna după ce ne facem planurile, odihna după ce realizăm, odihna după. Și nu mai vine. Nu mai vine. O cauți și nu mai este. Nu uitați. În data de 30, în luna a 7-a, din a 7-a carte din Biblie, pentru că porniți 3 la drum. Voi doi și Iisus Hristos. Să vă dea Dumnezeu odihnă. Cel puțin pentru 80 de ani pe pământul ăsta. Și apoi, cine are odihnă și pace aici, are harul să intre și în odihna veșnică a Dumnezeului nostru, pe care a pregătit-o Iisus Hristos. Slăvit să fie El! Slăvit să fie El! Avem nevoie de pace, avem nevoie de liniște, avem nevoie de odihnă. De aceea să vă dea Dumnezeu echilibru spiritual. Să aveți chivotul lui Dumnezeu în casa voastră, să primeze. Să fiți la ape de odihnă în casa voastră, să fie Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu. Și toate acestea, nu peste un an, nu peste o săptămână, nu peste o lună, nu peste 10 ani. De astăzi, de când faceți primii pași spre pe calea aceasta a căsătoriei. Și să spunem din toată inima pentru Emanuel și pentru Ligia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și pentru toate familiile care sunt aici, Dumnezeu să ne-i binecuvinteze. Și în casa noastră să fie odihna dumnezeiască, liniștea dumnezeiască, pacea dumnezeiască. Și când peste tot sunt urlete, și peste tot sunt strigăte, și peste tot este neliniște și depresie și panică, îngoseni,
în familiile lui Dumnezeu. Să fie pace. Să fie odihnă. Să fie liniște. Să fie împlinire. Și Dumnezeu să vă ajute. Pentru că Domnul păcii, nu-i tovarășul Putin, nu-i nici domnul Biden, nici doamna von der Leyen, nici alții care afișează pacea. Domnul păcii este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și a spus, eu vă dau pacea, nu cum o dă lumea, o pace dumnezeiască. Și pacea aceasta dumnezească și liniștea aceasta dumnezească să domnească în familia voastră, Emma și Ligia. Cel puțin pentru 80 de ani. Și apoi să continue în împărăția lui Dumnezeu. Voi spuneți din toată inima, amin. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze.